Sâmbătă 24 ianuarie, manifestările au început la Biserica Vovidenia din centrul orașului, unde în al preasfinția sa dr. Casian Crăciun, arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat slujba Tedeum în prezența oficialităților și a câtorva zeci de oameni, printre care și mulți copii. Revine în sufletele noastre acasă, în această ceremonie din Sfânta Biserică, intrarea Maicii Domnului în biserică, Făuritorul Unirii, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care aici, în această biserică, a jurat mai întâi pe Sfânta Evanghelie că va fi în slujba Unirii, mai întâi ca pârcălar al Ținutului Covârlui, apoi ca domnitor al Moldovei. Cei prezenți au depus apoi flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Nu putea lipsi tradiționala Hora Unirii, în care s-au prins cu mic cu mare toți cei prezenți. Sărbăm Ziua Unirii, înfăptuită în 24 ianuarie 1859, unirea celor două principate, și consider că este de asemenea o zi importantă pentru noi, pentru români, pentru că pentru prima dată ziua de 24 ianuarie este sărbătorită ca zi sfântă a neamului nostru. Deci este o sărbătoare națională începând din anul 2015. Copiii au fost cei mai entuziasmați de această zi importantă din punct de vedere istoric pentru români. Ziua noastră e ziua în care se îmbracă tot pământul în veșmânt de sărbătoare, iar Hora Unirii ne este cântul. E iarnă și început de an. Pământul e înghețat și fulgicat mai rar. Sărbătorim cum se cuvine unirea principatelor române. Acum 156 de ani, țara Moldova s-a unit cu țara românească. Și Cuza cine a fost? A fost domnitorul României. Unitatea poporului și patriotismul rămân noțiuni importante pentru gălățeni, însă aceștia subliniază și că dragostea de țară ar trebui cultivată celor tineri prin educație, dar și prin măsuri de prosperitate economică menite să-i determine să rămână în țară. Bineînțeles că îmi iubesc țara. Aia, tineri ar trebui să-și iubească, să mai plece nicăieri. Să nu mai plece nicăieri, să stea acasă. Să stea acasă, că e mult de făcut în țara asta. E mult. Așa cum am făcut noi, așa trebuie să facă și ei. Noi suntem uniți ca neam, nu. Am început să fim, adică ca neam. Nu ne mai iubim noi între noi. Chiar ca gălățeni. Nici ca gălățeni, nici rude între noi, ne mâncăm noi între noi, care mai de care. Unirea principatelor române, cunoscută ca Mica Unire, Marea Unire fiind cea de la 1918, a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea și reprezintă unificarea vechilor state Moldova și Țara Românească. Unirea este strâns legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească. Este primul an în care ziua de 24 ianuarie este marcată ca sărbătoare națională din decizia Parlamentului României.